comentariul acolo al una, bă, să moară toată familia mea. Dacă nu avea 200 de chile și spune că eu mai vorbesc cum vorbesc eu. Băi, eu sunt rege, Caterica mea, știți voi. Și Fodor Patașon, du-te dracu de boschetarul, dracul mai intrat la mine aici, du-te dracu de mizerie, dracu. Băi, și să mă familia mea, scrie și a ce ești tu, mă, că ai 1 metru, băi, tu nu te uiți cum arăți, băi, grasule. Ia mie, mă. Stau, mă uit la profilul ei, era tovarășul meu lângă mine și zic, ia uite-te, mă, la profilul ăsta, ce vezi? Și zice, doamnă, dar urâtă e asta, ce? Zic, ia uite-te, mă, ce comentariu mi-a dat mie asta. Mă, să mă, familia mea, dar n-avea 200 de chile. Și ea spunea mie, grasului. Și am 94 de chile la 1,76. Arăt puțin rotunjel, dar nu-i problema că le dau jos înapoi. Și am făcut și eu clip. Fă futu-te în gură de buc, ce dracu ai mâncat 100 de porci, de-aia nu mai găsim porci de Crăciun. Fă-tu cu mine, te-ai găsit, fă să vorbiți mie de cine s-a îngrășat și cine nu s-a îngrășat, de ciuciubata, dracu, e acolo. Să mă familia mea că i-a mâncat și preventiv așa, pentru să aibă și la anul, știi ce zic? Mâncat preventiv. Uitați-mă așa că trebuie să scopă unii pe aici care aveți cât un follow, aveți doar cât un singur urmăritor și ăla sunt eu. Și îi era frică, da mă să moară familia mea Laura, Laura Budur. A arătat pașaportul, scrie unul și a mai arătat pașaportul odată. Așa mi-ați făcut și data trecută. M-ați spus, v-am arătat pașaportul că scrie înălțimea ce înălțime am și mi-ați dat raport de la că am arătat arme. Dă mi-a închis TikTok-ul. Nu mai halesc a doua oară să mai fac greșeala pe care am făcut-o. Să vă mai arăt odată. Mă piși în gura voastră la hater ăștia care vorbiți urât de mine. În fine. În pașaport erai pe tocuri. Pe tocuri era viața mea. Nu trebuia să-l lași pe ăla cu tocurile viața mea, că a băgat Caterinca. Deblochează-l, Andreas. MDG oficial ăsta, MDG oficial. Bă, când vii în țară. Ai vreo treabă cu mine, cu mătru meu? Ai vreo treabă cu mine? Ai vreo afacere cu mine? Mă cunoști de undeva? De vrei să vin acasă? Ai ceva de împărțit cu mine? Hai să-mi dai ceva? N-am înțeles întrebarea asta. Ai ceva de... Ai vreo afacere cu mine? Avem... Ne cunoaștem de undeva? Da, băi. Și ce spuneam? Unde am rămas la acest subiect? Eram acum. Așa, o secundă, că sunt câțiva de ăștia care vorbesc prost. O să moară familia mea, dar nu mulți de aici. Vorbiți prost rău de tot. Și dacă v-ați întâlnit vreodată cu mine, v-ar lua stomacul. Alesia, te pup.
Da, băi, vă spuneam de ciuciubata aia, nu? Cali, m-a întrebat de șapte, mi-ai pus de 7 ore aceeași întrebare, o să, deci spun de pe acum, dacă mai repeți odată întrebarea, dacă mai spamezi odată, îți dau mut, ca să știi. Zi povestea cu Ilie Lăcătușu. Lasă-se. Bine, mai că vă spun povestea cu Ilie Lăcătuș, chiar dacă mulți dintre voi o știți. Eram la București. Și acum eram cu tovarășul meu, de fapt, cu Renato. Eram pe oraș, pe 1 mai. Își luase el mare S, mare fentă, mare... Acum stau... Eram în dreapta, făcusem o încasare cu el, făcusem o șmecherie, în fine. Acum ce zice el? Băi, Zrențu, zice eu, să moară să facă el, să jură pe familia lui, gata, mă, știu ce trebuie să facem. Ce vrem să facem? Vezi că am făcut prea multe fapte, ne-am mers în forță, lunile astea și trebuie să facem și noi niște de-astea de caritate, să mai dăm și noi la amărât, să mai dăm la alea, să alea, să alea, să alea. Acum stau așa, mă uit la el, zic, ce-o fi pregătit ăsta în mintea lui, zic eu. Zic, și zic, și la ce te-ai gândit, mă, Renato? Separat că luăm și noi de mâncare și dăm la amărâți, hai să mergem să ne rugăm la protectorul hoților. Mă uit la el. De ce, mă, Renat, mă, e nebunit, mă, veric? Ce protectorul hoților, mă, mâncați și pula ta? Băi, mergem la protectorul hoților la Ilie, aici la cimitirul Giurgiu. E îngropat acolo să moară, să facă. I-a făcut daia, e Sfântul Ilie, ce a zis el acolo. Are capelă daia. Și zic, ia zi, mă, cum era ăsta protectorul hoților? Ce a făcut? Mă, n-a auzit că povești, ce spune el. A protejat toți hoții să moară, să facă, cu care s-au dus și s-au rugat la el și alea. Dacă n-a avut numai succes, numai alea, numai nu știu ce, ce zicea el acolo. Hai bine, vere, zic, dă-i să mergem la protectorul hoților. Acum pregătiți niște bani, 5 milioane, 10 milioane, nu mai ții minte cât i-am dat. I-am băgat în cutie aia acolo și am luat și două lumânări, trei lumânări ce am luat acolo. Da, Samire. Și acum ajungem la cimitir, la Giurgiu, la Giurgiu, în cartierul Giulești, nu știu unde era acolo, în Giulești. Ajung acolo, eu văd coadă lumea acolo, aprindea, cumpăra, băgai banii în alea, dați și mie două lumânări. Am aprins, ne-am rugat noi, Doamne ajută, ce am spus eu acolo, Doamne, alea, Neilie, sânge la tavă, ce am zis eu acolo. Da, mă, Giulești, m-am zăpăcit. Acum plecăm de acolo, toate bune și frumoase, mergem să mâncăm. Ce, Alexe? 2-3 zile stăm și noi mai așa, văruțule. Ne-am rugat și la ăsta. Băi, Andreas, bă, îi vezi pe unii care n-au nicio treabă, dar pe unii care înjură și alea nu-i mai vezi, să moară familia mea dacă nu vă scop pe toți de la...